afirmă acidure ale lui Emmanuel Macron, cum l-a criticat pe Donald Trump chiar în congresul SUA video. Se respingem tendința naționalismului, a îndemnat miercuri Emmanuel Macron în discursul pe care l-a susținut în Congresul Statelor Unite, relatează AFP. Să ne scriem noi în subliniere ină istoria, să scriem viitorul pe care îl vrem. Trebuie să ne structurăm împreună răspunsurile fac de provocările mondiale cu care ne confruntăm, a scandat presubliniere-dintele francez, în ultima zi a vizitei sale de stat în Statele Unite. Am putea să alegem izolaționismul, replierea, naționalismul. Acest lucru poate fi atrăgător. Un remediu temporar la temerile noastre. Însă închiderea în sublinierei lumii nu va împiedica să continue să evolueze sublinierei să se schimbe, a spus el. Trebuie să ne ținem ochii deschiși sublinierei să fim consublinieretienci de noi riscuri. Eu sunt convins că dacă ne deschidem ochii larg vom fi mai puternici, a spus subliniereful statului francez. Noi nu vom leza naționalismul să ne priveze de o prosperitate mai mare, a declarat el. Dacă nu acționăm în comunitatea mondială, sunt convins că instituții internaționale ca ONU, NATO nu vor mai fi în măsură. Sublinierea îi exercite influența stabilizatoare, a avertizat sublinierea-ful statului francez, îndemnând să se implementeze o nouă formă de multilateralism, conform newsro.ro.